mama o fetiță cât un ghemotoc. Are mama o fetiță frumușică foc. Veselă și hărnicuță, unde s-ar afla? Oh-oh! Am greșit! Nu e nimic, mai fac pe pagina cealaltă. Mama o fetiță cu... Of! Iar am dat pe lângă! Ce o să zică tanti prezentatoarea când o să vadă că i-am făcut rochița pe margini? Oia! Cineva n-a făcut bine pe aia. Surli! Ce vrei? Pot să cânti mai încet ca să mai dormim puțin, te rog? Mai încet cât vrei să cânt în gând? Da, am vrea să mai dormim puțin. Adormiți, ce nu vă las eu? Oh, uite, iar. Zi și tu, cum e posibil așa ceva? Creion, urât ce ești! A vrut să mă încurce. Nu mai am ce să fac nici cu foaia ca. Pa, la revedere! Fetiță Juri! Au, ce-i? Vrei să te ajut să desenezi? Păi dacă desenezi, dacă mă ajut să desenezi, atunci desenezi tu și nu mai desenezi eu. Tot timpul te dai mare că tu știi să desenezi frumos. Și eu știu să desenez frumos, acum doar că nu-mi iese. Și mai lasă-mă în pace. Du-te înapoi la somn, nu ți era somn? Am încercat să mai mergem la somn, dar nu putem să dormim. Oh, cilică, mămulică, nu poate omul liniște să deseneze. Ce scandalul ăsta aici? Prietenii voștri nu mă lasă în pace să desenez liniștită și zic că eu nu știu să desenez frumos. Și prietena voastră nu ne lasă să dormim. Pentru că face gălăgie în timp ce desenează. Vreți gălăgie? Uite gălăgie! Asta-i gălăgie! Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că cineva a făcut marginile astea greșite. Și uite cum l-am făcut pe clopoțel acum. Și uită-te pe tine. Zici că ești turavura. Eu nu sunt turavura. Ba da, așa, eu nu vreau să mă zgâlesc, dar pur și simplu nu-mi iese altfel. Și dacă mai ziceți odată că sunt turavura... Turavura, turavura, pe cine crezi că sperii cu mărul? Nu sunt turavura! Ba da! Ba nu! Faci exact ca ea! Vreți să vedeți pe turavura? Bine atunci, mai arăt eu pe turavura. Hai, afară de aici, plecați coloraților. Ia lăsați-mă în pace că m-am săturat de voi. Hai, mai repede că nu mai am timp. Pa, lasă-l pe tașul aici că nu-i al tău. Hai, să mai veniți că-mi vă chem eu. Pa, la revedere. Stai, ce? Mi-am luat încălțările. Vrei încălțările? Da. Și să încălțările. Ia de aici încălțările. Și tu ți le-ai uitat? Bine, lasă, să le mai găsești când... Să le mai găsești... Nu mai sunt aici. Să le mai găsești când îți mai zic eu. Tanti prezentatoarea! Mai, vreau și eu să mă bucur de... Bună dimineața! Mulțumesc, am 2 minute de liniște în fiecare dimineață în care stau și eu singură. Nu poate fi un singur minuțel, e urgent, tanti prezentatoarea. Lăsați-mă să mă bucur de ultimele secunde de liniște, da? Acum gata, vă ascult. Fetița Zurli, să știi că se poartă ca turavura. A început să rupă creioane și... Și ne-a trezit și i-am spus că am uitat să-mi iau încălțările din cameră și a început să arunce cu ele. Mi-a alungat din cameră. Stați aici, că nu, stați, așezați-vă, vă rog. Nu putem, e urgent! A țipat, a rupt creioane, da, a rupt foi. Și am început să-i cântăm că e turavura și s-a supărat și mai tare. Fetița Zurli! Ce? Vino puțin, te rog. Nu pot! Acum! Ce mai vreți de la mine? Toată ziua, bună ziua! Fetița Zurli! Ce s-a întâmplat, drăguța mea? Au, știi ce? Ce? Tu nu mă imiți pe mine, da? Puțin respect. Deci ce s-a întâmplat? De ce ai aruncat cu încălțările copiilor? S-a întâmplat că și le-a uitat în cameră după ce că au strigat după mine că sunt turavura. Păi chiar te comportai ca turavura? Nu m-am comportat ca nicio turavura. Eu sunt o fetiță foarte cuminte și liniștită și ordonată. Și voi nu aveți voie să mă strigați și să mă faceți turavura. Ce e cu isteriile astea, fetiță Zurli? Nici măcar nu știu ce e aia isterie. Liniștește-te, calmează-te, hai, luați-vă câte un fruct, mergeți la grădiniță, n-are sens că escaladează toată discuția. Nu mă duc la nicio grădiniță. Poftim? Dacă vrei să știi ceva, eu fac tot
Ah, nu s-a spart. Mai încerc o dată, poate se sparge. Hei! Nu! Mai, fetița, mai! Nu ți-e rușine, fetița Zurli? Să-ți fie rușine, fetița Zurli! Dar nu mi-e rușine deloc! Auzi, știi ce? Eu nu te-am crescut să faci așa ceva. Fii atentă! Mă duc și-ți strâng toate jucăriile, ți le pun în sac, în beci și s-a terminat cu toată povestea asta. Dacă mi-ai mie toate jucăriile, n-o să mai aibă nici ei cu ce să se joace. Ia uită-te la ea! Știi ce? Toate televizoarele închise, toate tabletele adunate, gata! Nu, mă duc să ascund toate tabletele și toate televizoarele ca să nu le mai găsești și să mă uit singură la ele. O praznică ce da, ești, ce stai că spun. Ți-arăt eu ție, dar până când crezi tu că o să suporte toate isteriile astea? Oh. Cum s-au transformat în două turavuri? Măi, copii, și eu sunt supărată pentru ce s-a întâmplat astăzi. Dar voi, care-i problema voastră? Eu știu de ce am fost nervoasă și de ce m-am supărat. Dar voi? Cred că ne e frică. Frică de cine? De tine. Frică de mine? Da. V-am lovit vreodată? Nu. V-am făcut vreun rău vreodată? Dar atunci de ce să-ți fie frică vrăjimăturică? Că țipi. Ca fetița Zurli de dimineață. Pentru că de dimineață noi ne-am speriat foarte tare când ați început să țipați una la cealaltă. Serios? Da! Păi eu aveam o problemă cu fetița Zurli, de ce să vă temeți voi? Pentru că ne afectează și pe noi. Simțeam și eu că îmi tremură sufletul de frică. Pentru că și ei tremura sufletul de frică și ție îți tremura sufletul de frică. Dar pe ea ați întrebat-o de ce țipa? Aveam așa ca un vermișor în suflet, antiprezentatoarea. Și de fiecare dată când mă ciupea vermișorul ăla, simțeam așa că trebuie să-l dau afară și nu știam cum să-l dau afară decât țipând. Și apoi și tu ai început să țip la mine și deja nu mai știam cum, ce se întâmplă cu mine. Pur și simplu, parcă nu mai eram eu. De asta țipi atunci când țipi? Da. Și de asta alungi cu lucrurile pe jos? Da. Pentru că ai ceva pe suflet? Da, un viermișor. Fetița Zurli, vină în pace. Vină. Vină aici. Iartă-mă. Mie îmi pare rău că am spart paharul și că am rupt un set de creioane și că am stricat o carte de colorat. Iubita mea, iartă-mă că am țipat la tine. Că n-am fost eu cea înțeleaptă care să pună lucrurile în ordine. Să știi că, uite, stai jos să-ți explic ceva. Și nouă oamenilor mari ni se mai pun viermișor pe suflet. Pe bune? Da. Și noi, oamenii mari, când țipăm și când nu ne putem controla, suntem la fel de dezorientați cum sunteți voi. Și noi simțim că nu mai știm ce să ne facem și încotro să apucăm. Și atunci, uneori, nu ne putem abține. Chiar dacă eu ridic tonul sau chiar dacă nu mă pot controla și viermișorul de pe sufletul meu câteodată poate să mă chinuie foarte tare, eu în continuare rămân același om pentru voi. Eu știu, dar atunci când țip foarte tare, noi uităm tot ce ne-ai spus tu acum și nu uite, mai știm. Uite, facem așa. Promit că începând de astăzi, când simt că mă enervez foarte tare, o să respir de câteva ori, o să număr până la 10 și abia pe urmă să vorbesc cu voi. Știi, tanti prezentatoarea? Cred că mie îmi trebuie doar o îmbrățișare. Poți să mai dai una acum? De fiecare dată când simțiți că aveți nevoie doar de o îmbrățișare ca să vă simțiți mai bine sau când aveți nevoie de... Tu știi că îmbrățișările astea îți dau putere? Eu știu, dar eu nu am știut că mie îmi trebuie îmbrățișare. Că dacă știam, veneam și spuneam. Uite, dar vreau să mai promiteți și voi ceva, da? Ce? Puneți degetul pe nasuc și spuneți, promit... Promit... Că de fiecare dată... Că de fiecare dată... Când o să simt că am ceva pe suflet... Când o să simt că am ceva pe suflet... O să vin să spun... O să vin să spun... Și o să cer îmbrățișare de îmbărbătare... Și o să cer îmbrățișare de îmbărbătare... Ne împăcăm? Da! Hai, dă mânuțele, vină și tu aici...
Și? Împăcare, împăcare, fără nicio supărare. Dacă ne mai supărăm, ne-a zâmbit și ne-a zâmbit.